noi avem așa un obicei să pedepsim pe cei punctuali, așteptându-i pe cei care întârzi și încercăm să-l schimbăm. Bună dimineața, noi vă mulțumim că ați venit la noi în ospiție. O să discutăm astăzi, avem o inițiativă pe care vrem să o punem în discuție, dar pentru început, deci ideea acestei consultări este reglementarea publicității și regulile pe care trebuie să le setăm. Cât de importantă e asta, nu cred că trebuie să discutăm prea mult. Avem o mulțime de probleme, avem monopoluri în piața de publicitate și o piață liberă e într-atât de importantă pentru o presă liberă, motiv din care, an la rând, anume jurnaliștii liberi care vor să-și facă munca fără ca să depindă politic, au avut de suferit din cauza unor inechități de pe piața publicității. Și acum noi am avut și un proiect care a avansat, slavă Domnului, parcă cu multă speranță, dar la un moment dat, în anul 2018, a fost blocat, a fost oprit. Și cumva în discuția cu domnul Leana, cu domnul Râbca, noi am avut două opțiuni. Fie să-l modificăm pe acela până la urmă și să-l dăm în lectura a doua, sau să înregistrăm un proiect nou în baza acelui proiect, care l-am propus acum în discuție astăzi, ca să avem o lege bună cât mai repede. Și cumva noi gravităm spre opțiunea a doua, în care, în baza proiectului 180 din trecut, domnul Râbca, mulțumim foarte mult încă o dată pentru tot ajutorul și doamna Sagaida, care a muncit și atunci și acum pe acest proiect, iată, după consultarea asta, îl înregistrăm și îl introducem în procedură legislativă și eu tare mult sperăm să ajungem la lectura a doua cât mai curând. Deci asta este ideea acestui eveniment, să avem o discuție preliminară înainte de înregistrarea proiectului, astfel încât să filtrăm și să eliminăm orice lucruri care nu le-am observat noi sau care trebuie discutate suplimentar. Și asta este. Poate, doamna Leana, mai spuneți și dumneavoastră. Eu nu aș avea de adăugat foarte multe decât să-mi exprim și eu satisfacția că putem să avem această discuție și în condiții de pandemie, dar trebuie să lucrăm, să ne mișcăm înainte. Liliana Nicolaescu, nu prezent. Cred că vom încerca și pe alte proiecte de la comisiile noastre să avem discuții preliminare ale conceptelor de inițiative pentru ca să avem un feedback mai amplu din partea diferitor părți interesate și, în esență, de fiecare dată, cred că asta este ce trebuie să urmărim. Să vedem ce putem face ca pe orice palier pe care lucrăm să putem să ne axăm pe alinierea la niște standarde, la niște bune practici internaționale, ori proiectul acesta tocmai acest lucru și-l urmărește. Și pe piața de publicitate, și în mass media în general, și în educație, noi cred că trebuie să ne îngrijim întotdeauna nu doar de ce ar vrea consumatorul, dar și de ce este un produs calitativ pe care trebuie să-l aibă consumatorul și asta pe toate palierele. Cred că putem să începem. Poate doar cu rugămintea pentru început să ne prezentăm, pentru ca să ne cunoaștem mai bine și din cauza măștilor nu întotdeauna ne recunoaștem. Deci Liliana Nicolaescu, Onu Freisent, Comisia Educație, Cultură, Educație, Cercetare, Mass Media, Tineret și Sport. Mergem. Maria Gonța, aceeași comisie. Larisa Novac, aceeași comisie. Dumitru Alaeva, vă numesc. Vasile Jasinchevici, Comisia Educație. Iulia Dascălu, Comisia Economiei, Finanțe și Buget. Iulia Darilean, director executiv în Țării Publicitate în Eurama. Doamna Cățuică, președintele de Cetării Patrimoniului. Sandu Sărciucu, membru Asociației Patrimoniului pentru Dumnezeu. Și expert în comunicare izolată. Aș spune chiar mai mult, mă numesc Eugeniu Râbca, domnul 95 este autorul legii care este în vigoare, cea din 97.
Andrei Jicol, reprezentant Asociației Agenților de Turism. Dacă îmi permiteți să mergem înainte cu aceste discuții, permiteți-mi doar să reamintesc câteva elemente în ceea ce privește istoricul elaborării unei noi legi în domeniu. Prin 2010, Centrul pentru Jurnalism Independent și-a propus să intervină în domeniul legislației cu privire la publicitate pentru a ajuta mass media. Au căutat mult timp specialiști, nu l-au găsit nici pe unul. Am fost eu în situația de a accepta această provocare. Prin 2016 am elaborat împreună cu domnul Ion Bunduche un studiu în ceea ce privește piața publicității. Am încercat să identificăm, în primul rând, acele direcții care să ne ajute să îmbunătățim situația mass media pe piața publicității. În continuare, iarăși, nu am avut noroc, împreună cu domnul Bunduchi, ne-am apucat și am elaborat un proiect de lege. Istoricul. Avem o lege din 97, era foarte bună, domnule Osacin, cu această lege, dar suntem deja peste vreo aproape 30 de ani. Exact. Astăzi avem nevoie de o nouă lege care să reflecte realitățile și, în special, realitățile societății informaționale în care trăim. Am pornit de la anumite premise. Legea în vigoare cu privire la publicitate încearcă să acopere toate domeniile publicității. Fapt pentru care autorii au fost în situația de a accepta acea tradiție pe care o avem în actuala lege. Avem un articol 2 care se referă și la domeniul outdoor-ului, publicității exterioare. Fapt pentru care, ținând cont și de proiectul Ministerului Justiției din 2014 sau poate 15, în care un capitol era dedicat și publicității outdoor, am mers cu acest segment în continuare. Ce ne-am propus prin acest proiect de lege? În primul rând, să ajutăm mass media în calitate de difuzor de publicitate, reamintesc, am reprezentat și reprezint mass media. În acest context, elaborând proiectul de lege, ne-am gândit, așa cum spunea și doamna președintă, un pic mai devreme, să ajungem la standardele europene. Ce înseamnă standarde europene? În primul rând, o altă terminologie. În al doilea rând, o altă atitudine față de difuzorii de publicitate. În 97 și poate și în 2000 aveam publicitate stradală în mass media și nu numai, dar astăzi suntem tot mai mult și mai mult în situația de a vedea publicitatea, în primul rând, în internet. În contextul protejării mass media, ne-am propus două direcții. Lucrez în calitate de administrator la un mijloc de informare în masă. Știu din interior cum lucrează cu mass media distribuitorii de publicitate. În mare parte vin clienții direct, care sunt furnizori de publicitate, dar în cea mai mare parte vin prin intermediul distribuitorilor sau, cum spunem noi, agențiilor, caselor de publicitate. Trebuie să recunosc că, la nivel practic, deseori ni se adresează de la un nivel de superioritate și înțeleg, banii sunt la ei, încercăm să ne protejăm, inclusiv de situații prin care am trecut eu personal. Ne se spune publicați materialul, uneori chiar ni se plătește anticipat și suntem în situația de a întoarce banii, pentru că acolo, în loc de publicitate comercială, este publicitate politică. Și eu reprezint un mijloc de informare în masă care a declarat public. Nu difuzăm publicitate politică. Apar conflicte. A doua situație prin care am trecut, ni se prezintă publicitatea și ulterior suntem contactați de cel în beneficiu căruia este publicitatea și ni se spune, da, de unde ați luat publicitatea asta și în genere, cine v-a permis să o publicați? Dați-ne voie nouă mass media să avem niște relații civilizate conform standardelor europene și când zic dați-ne voie, mă refer la faptul că trebuie să avem o legislație care să ne protejeze și pe noi mass media. Sunt niște lucruri mărunte care uneori ne aduc probleme mari. Inclusiv în situația, al treilea exemplu și aici mă opresc, în situația în care ne vine publicitate și am avut cel puțin trei asemenea cazuri, când prin materialul publicitar este atac la persoană. Doi concurenți pe piață încearcă să se răfuiască unul cu altul și trebuie să recunosc că prima oară am scăpat situația de sub control, am dat replică la replică, ulterior am fost foarte atenți la asemenea situații. Avem nevoie de reglementări prin care să protejăm
difuzorii de publicitate. O a doua direcție prin acest proiect de lege pe care ne-am propus să o delimităm ca și practică existentă ținând de publicitatea politică. La momentul de față avem reglementări doar în ceea ce ține publicitatea electorală. Publicitatea electorală ține de perioada electorală, adică din ziua în care se declară ziua alegerilor generale până în ziua alegerilor propriu-zis. Respectiv, când e vorba de o perioadă care excede acestei perioade și pe care am numit-o perioada extra-electorală prin acest proiect de lege, nu avem reglementări. Și aici apar probleme care țin de activitatea partidelor politici și a controlului banilor, apar și probleme care țin de interesele mass-media pe care o reprezint astăzi. În ce măsură acceptăm prețuri diferite, ca exemplu? La momentul de față, repet, noi nu difuzăm mijlocul de informare în masă pe care îl reprezint eu. Nu difuzăm publicitate politică, dar legea ne permite să luăm de la partidul X 1.000 de lei, de la partidul Y 10.000 de lei și de la partidul Y, care ne place mai puțin, 50.000 de lei. Nu ar trebui să avem și aici niște reglementări? Este o problemă aici care am discutat-o și în 2017-2018, care ține de permisiunea difuzării publicității politice în perioada extra-electorală sau interzicerea acesteia. Noi am pornit la premisa că este ușor de camuflat politica, publicitatea politică prin publicitate de genul ministrul X invită la festivalul Y prin reparația străzilor în municipiu sau în satul cutare și așa mai departe. Am mers pe ideea creării unor reglementări foarte clare, astfel încât atunci când mergem, ca exemplu, în transport public, să avem claritate. Este o publicitate politică când apare vocea unei persoane din domeniul politic sau este o publicitate care ne invită totuși să ne vaccinăm. A treia direcție de activitate ține de mesajele de interes public. Avem o situație mai puțin cunoscută la momentul de față, în ceea ce privește publicitatea socială, cum se numește tradițional la noi. Noi am încercat să o numim mesaj de interes public pentru că orice publicitate este destinată societății, este socială. În acest context ne-am propus să creăm niște reglementări clare care îți permite statului să intre civilizat pe piața mesajelor de interes public, a publicității sociale, în calitate de actor pe picior de egalitate. Reamintesc că cel mai mare furnizor de publicitate în Marea Britanie este statul. Noi astăzi avem pe piața publicității niște situații pe alocuri bizare. Codul serviciilor media audiovizuale, pe care l-am elaborat, am participat la elaborarea acestuia în calitate de autor, pe care l-am elaborat în paralel cu legea publicității pe care o discutăm astăzi, prevede că autoritatea de reglementare, Consiliul Audiovizualului, examinează aceste mesaje de interes public și recomandă difuzarea lor de către mass media electronică. La momentul de față, avem deja o practică în acest domeniu și vrem să continuăm pe această direcție, astfel încât să avem intervenții din partea statului prin mesaj de interes public. Și apropo, aici o să trebuia să intervenim și la codul serviciilor media audiovizuale, pentru că avem o practică care nu prea ne face cinste. Vă povestesc doar un caz, ca să înțelegeți situația. Difuzorul public, compania Teleradio Moldova, conform legii, trebuie să difuzeze asemenea publicitate gratuit în cazul în care sunt mesaj de interes public. Ce avem la momentul de față? Găsiți chiar și regulamentele pe site-ul trm.md în care scrie o parte se difuzează gratuit în limitele a... Nu mă întrebați care limite, pentru că nici eu nu am înțeles. Iar restul se difuzează gratuit. Situația practică la care voiam să vin. Au telefonat de la Ministerul X, nu voi da aici date concrete, în discuții particulare vi le pot oferi. Au telefonat la Ministerul X și întreabă, dar de ce nu difuzați publicitatea noastră gratuit? A fost aprobată de Consiliul Audiovizualului. Răspunsul a fost, pentru că nu încape în acel volum care este prevăzut undeva, cumva. Avem, în ceea ce privește mesajul de interes public, ultimii 2 ani de pandemie și nu trebuie să discutăm prea mult, avem nevoie de asemenea mesaj. Am și eu în jur foarte multe persoane care nu vor să se vaccineze pentru că pun aici 3 puncte. O altă direcție ține de autoreglementarea în domeniu.
Azi dimineață chiar răsfoiam internetul și am găsit coduri de autoreglementare în domeniul promovării vinurilor în Franța, coduri de autoreglementare a promovării berii în Germania și așa mai departe. Statul nu va putea impune standarde în toate domeniile, autoreglementarea este viitorul nostru apropiat, respectiv încercăm să promovăm și această direcție în calitate de mijloc de soluționare a problemelor mari pe care le avem în acest domeniu. Sau cu ține de drepturile copilului, promovarea, protejarea drepturilor copilului sau de alte domenii. Deocamdată vreau să mă opresc aici. În ceea ce privește proiectul în general, aici voiam să ajung. Am lucrat la proiectul de lege. În 2017-18 au fost foarte multe dezbateri publice. Majoritatea celor de pe partea mea, să zic așa, au participat la aceste dezbateri. Au venit foarte multe propuneri și la mine în calculator și la doamna Sagai, dacă poate fi găsit rezumatul acelor propuneri examinate și așa mai departe. Practic, la momentul de față, avem un proiect de lege care se deosebește foarte mult de cel vechi și ar trebui noi viziuni a principalilor categorii de participanți la piața publicității ca să mergem înainte. Da, mulțumim mult, domnule, că într-adevăr munca noastră de anii trecuți o să ne ușureze foarte mult sarcina și eu sper că dacă totuși această conversație a avut loc în trecut, nu cred că o să mergem în cercuri și o să utilizăm aceleași argumente. Deci, sperăm mult ca acest proiect să fie înregistrat. Intenția noastră este, după ce avem, iată, discuția asta, ne luăm încă o zi, două și îl înregistrăm chiar săptămâna asta, ca el să fie introdus în procedură legislativă, după care urmează să-și parcurgă, mă rog, parcursul normal, iertați-mă de tautologie, și tare sper că chiar toamna asta să avem legea votată în ambele lecturi, pentru că, într-adevăr, s-au făcut multe dezbateri la subiect, s-au făcut multe consultări, nu cred că trebuie să o lungim prea mult. Dacă este cineva, haideți să avem o discuție, să vedem unde sunt punctele mai sensibile, ca să le adresăm într-un fel sau altul. Și, deci, poftiți, interveniți la... Dacă îmi permiteți, doar să adaug la ce a spus domnul Râbca în privința publicității sociale, dacă tot mult s-a povestit despre asta, mai există astăzi o lacună, dacă să vorbim de publicitate outdoor. Deci, agenții economici din domeniul outdoor întotdeauna au disponibilitatea să plaseze publicitate socială, mai cu seamă astăzi cu COVID-ul, dar este o neclaritate, deci noi plasăm publicitatea socială și achităm taxa locală suplimentară. Adică noi plasăm o publicitate gratuită pentru care agentul economic achită. Deci noi achităm, comandatarul statul și noi o achităm. Pentru că sunt în lege niște neclarități de genul publicitatea socială este scutită de taxa locală, iar autoritatea locală consideră că ea trebuie să o scutească. Deci, Ministerul Sănătății comandă la noi publicitatea socială din contul nostru și noi o facem, pentru că suntem și noi responsabili social, da? Și apoi mergem, gen ialoveni, și trebuie să convingem Consiliul Local că ei trebuie să voteze scutirea acestei taxe. Asta s-a întâmplat, normal că noi asta nu o facem, dar asta s-a întâmplat doar în Chișinău, când am mers personal și convingeam Consiliul că ar trebui măcar publicitatea cu COVID, nu vorbesc că ar putea fi niște inițiative în învățământ, în, nu știu, haideți să cultivăm patriotismul noi sau nu știu ce. Deci, măcar COVID-ul să fie scutit ca noi să putem face aceste plasamente, pentru că noi cumva cedăm suprafețele și nu plasăm comercial și urmează să achităm taxe. Deci, iată, asta astăzi este o problemă destul de mare și decizia Curții Constituționale că autoritatea locală are dreptul să facă ce vrea, e bine, dar nu întotdeauna este compatibilă, iată, cu așa un subiect ca publicitatea socială, pentru că, nu știu, gen Găgăuzea spunea, dar nu ne trebuie publicitate COVID. Bine, eu, asta e ca exemplu, nu zic concret cineva. Deci ar fi bine să trecem peste punctele astea, sau poate
să amendăm, nu știu, acum se face legea bugetului, de exemplu, descris cumva mai clar, mai franc chestia asta, ca să statul într-adevăr să poată deveni comandatar. Asta e partea, latura unde este nelucrat. O altă parte, eu reprezint și un post de radio și noi primim de la CCA de fiecare dată scrisoare cu intenția. Vă rugăm, iată, noi am votat publicitate socială. Ca un post de radio responsabil, Radio Zoom plasează aceste publicități. M-am trezit într-o zi că am două blocuri pline doar cu abuz sexual față de copii, antidrog, nu știu ce. Deci, e foarte bine să fim responsabili, dar ar fi bine și să înțelegem tot o limită, cumva tot să o poziționăm, pentru că altfel unele instituții media mai responsabile sau riscă să devină doar și noi doar o plasăm gratuit. Cam asta e. Mulțumim. Eu, dacă posibil, să am eu mă voi referi doar la sfera noastră de comunicare vizuală și publicitatea în sfera, în această sferă. Microfonul, vă rog. Microfonul, da, puteți să audă și... Da. Publicitatea, comunicarea, în comunicare vizuală. Noi avem specificul nostru, care se deosebește de celelalte genuri de publicitate, în special de cel din mass media. În sfera noastră există două entități. Una este mediul profesional, care organizează tot procesul, care organizează plasamente, pornește mecanismul economic, creează locuri de muncă, plătește taxe, etc. Și există cealaltă entitate care permite, eliberează permisiuni pentru această activitate. Este administrația publică locală. Foarte mulți ani în urmă, administrația publică locală a ocupat o poziție extrem de ostilă față de publicitatea stradală. Greu de spus din ce cauză, invidie, nu, este în specific pur moldovenesc. Din cauza asta, relațiile întotdeauna au fost proaste și extrem de proaste. Administrațiile publice locale, timp de 25 de ani, spun asta cum este, eu am experiență foarte mare, aproape 30 de ani în domeniu, nu s-au ocupat de nimic altceva decât să strice acest proces. Rezultatul acestor trăgânări, acestei poziții ostile, îl vedeți în stradă, nu se eliberau autorizații, se impuneau diferite restricții, se inventau tot genul de impedimente, toate posibile, începând de la atacuri fiscale și terminând cu niște minciuni grosolane, în fond. Asta este. Ce se întâmplă? Cum s-a adeverit situația? Foarte mult depindem acest gen de activitate elementar de mofturile primarului respectivei localități. Primarul nu vrea, le spune la ISEI, ăștia nu le eliberați autorizații. La Chișinău există o altă practică. Se declară moratoriu. De data de 15 octombrie nu se mai eliberează niciun fel de autorizație. Practică pe care o realiza Urecheanu, Chirtoacă, Grozavu și acum Ciobanu. Noi, la momentul actual, suntem anume în asemenea perioadă. Noi suntem în perioadă de moratoriu, interdicție de activitate. Nu se eliberează autorizații, nimeni la Chișinău nu are autorizații și sunt în mod artificial scoși în afara cadrului legal. Ca după aceea să fie arătați cu degetul că, uite, voi prestați servicii ilegal. 2 ani Ciobanu, vreo 3 ani, 4 Chirtoacă și 2 ani Grozavu. Nu arătați vreo 8-10 ani de când noi suntem în moratoriu permanent. Din această cauză, de ce vă vorbesc eu de lucrurile astea? Pentru că noi avem niște așteptări de la această lege. Și ele sunt următoarele. În domeniul nostru, în primul rând, sunt două misiuni care ar trebui legea să le rezolve. Prima misiune este
fluidizarea tuturor proceselor de autorizare a activității în domeniul comunicării vizuale și prin mecanismele indicate în lege. Și a doua este activitatea anticorupțională. Noi nu trebuie să ne facem iluzie. Primăriile țării noastre au fost corupte și sunt corupte până în ziua de astăzi. Sunt izvoare și care mențin activitatea corupțională astăzi. Din această cauză, eu voi opta pentru faptul ca această lege, în domeniul respectiv, să conțină maximum elemente anticorupționale. De exemplu, unde putem să intervenim ca să o facem? Eu vă spun care vă spun. În primul rând, sunt vreo 5 articole, 5 puncte în articolul 33 pe paralizic, care trebuie eliminate din lege, pentru că prezintă activitate vădit corupțională. Noi nu trebuie, deci trebuie să o scriem într-așa un fel în care să nu permite nicio posibilitate de a dezvolta asemenea activitate. Dar, deocamdată... Dați-mi poate un exemplu. Exemplu vă dau. Îi poftim, eu nu spun. Așa, legea există, noi avem în societate legea 160 care reglementează foarte bine relațiile între mediul de afaceri și autorități. Bine pus la punct cu toate mărunțișurile de care este nevoie. Autoritatea publică locală se face a nu ști despre asemenea lege și o ignoră pe toate căile. Deci, legea 160 prevede că un reprezentant mediul de afaceri, zice, vrea să facă publicitate. Se adresează autorității publice locale și cu o cerere completează documentele necesare și le transmite la autoritate. Și timp de 10 zile, autoritatea publică locală este obligată să-i elibereze autorizații. Sau să, în caz că nu eliberează autorizații, să motiveze hotărârea sa negativă la lucrul ăsta. Ei, uite, ce avem noi acum în legea asta noastră, în varianta asta. Pentru toți este valabil legea 160, 10 zile se eliberează autorizații. Pentru noi, articolul 33.4a oferă primele 10 zile doar pentru că autoritatea publică să-i prezinte solicitantului lista de servicii și lista de servicii pentru avizare documentației respective. În lista respectivă, noi găsim 6 organizații cu care trebuie să fie care trebuie să avizeze documentele solicitanților. Mai departe ce vedem? Fiecare instanțe sau organizație sau serviciu, să zicem așa, serviciu. Fiecare serviciu. Deci cine sunt ăștia? Ăsta e spații verzi, poliția rutieră, care ferată e altă treabă aici. Regiile de transport, electricitate, etc. Și pentru fiecare se oferă 5 zile pentru avizare. Deci, ele sunt 6, înmulțit cu 5, vreo 30 de zile și dacă să mai luăm sâmbetele și duminică, cam o lună jumătate durează avizarea chestia asta. Bine, o lună și ceva. Dar, în continuare, în articolul 33.6, legea mai prevede și faptul că respectivele autorități pot să nu răspundă cererii de avizare. Și atunci solicitantul este în drept de a apela la instanță de contencios administrativ. Legea. Ce e care a fost publicată? 160? Nu 160. Noi vorbim proiectul legii publicității. Bine, noi oricum ținem cont de...
Deci, dumneavoastră propuneți aprobare pe centru? Nu, uitați-vă care e situația. Deci, după o lună și jumătate, se întâmplă că cineva dintre serviciile astea poate să nu-ți avizeze. Și legea privede acest lucru. Proiectul ăsta de lege privede acest lucru. Și atunci noi ne adresăm în contencios administrativ pentru ca 3 ani să ne delectăm prin judecăți. La un singur serviciu. Dar dacă 2 servicii refuză, noi am câștigat cauza peste 3 ani, după ce venim. Deci poate să întindă ani de zile. Ăsta este momentul în care primarul spune, știi ce, ăștia nu le coordonați, vă rog, nu le coordonăm, lasă-l în judecată. Judecata poate dura 3-5 ani, înțelegi, da? Și primarul ăsta nu o să mai fie. Dar procesul este în stagnare. Multe alte sunt lucruri. Adică eu propun să... când o să discutăm, când o să... Eu sigur că vă transmit lucrurile astea. Noi chiar o să ținem cont de absolut cuitare. Eu am luat proiectul din... Nu, am vreo 2 exemplare. De pe site. Eu fix acum l-am descărcat. Dacă nu vă supărați, eu să înțeleg, noi urma acum să dăm niște propuneri în scris, da. Dar cred că au fost cam puține zile pentru a da propuneri. Nu. Eu am 2 puncte care aș vrea să le menționez, după care normal că o să venim cu propuneri. Uitați-vă, deși eu am participat la proiectul acestei legi, dar au mai trecut câțiva ani, și punctul 51, articolul 51, care se referă, sau capitolul nou, se referă la controlul asupra legii. Da. Ce ar însemna asta azi pentru industrie? Consiliul Concurenței este unul din organele care poate controla bună executarea legii. Normal, Consiliul Audiovizualului și toți ceilalți, adică și alte organe. Ar fi, după mine, ar fi mai bine, alte organe de stat. Deci, de ce zic că asta este destul suficient de periculos? La noi, Consiliul Concurenței poate să inițieze investigații în baza unor articole fake. Deci, noi avem membri care au așa experiență urâtă, da? Ei sunt obligați cumva. Și acel agent economic se ocupă de dimineață până seara de a răspunde Consiliului Concurenței. Și asta tot este normal și legal, pentru că altfel poate fi amendat. Dacă astăzi 7 instanțe de stat s-ar rupe ca să investigheze așa, pentru că iau dreptul conform legii, agenții economici nu o să mai iasă din procedurile acestea. Asta este una. Și a doua, noi avem, membrii noștri au experiență destul de urâtă cu practica implementării regulamentelor și legilor aprobate. Noi am avut experiența legii drumurilor. Deci, autoritatea centrală, locală, consideră că din momentul aprobării noii legi, tot ce a fost în background este ilegal, pentru că sunt noi reguli. Pe când legea spune că legea se implementează din momentul votării. Da. Noi o să venim cu propuneri mult mai concrete la implementarea legii, pentru că asta, altfel, s-ar primi că tot ce a fost până la ea poate fi demontat, este ilegal sau noi ieșim în afara cadrului legal. Chiar dacă nu este asta intenția, deci cu părere de rău asta iarăși, se referă mai mult la autoritatea locală, dar autoritatea locală nu lucrează în extreme. Ori e prea blândă, ori e extrem de dură și citește doar în felul său. Noi avem experiența cu legea drumurilor, unde în lege este clar scris că legea drumului nu se aplică în interiorul localității și de fiecare dată față de poliția IGP, noi trebuie să demonstrăm până în Curtea Supremă, scuzați. Noi avem dosare ca să demonstrăm că ei nu citesc corect legea. Andrei, și noi câștigăm asta. Rezolvat deja aici, nu, eu doar zic, eu zic cum se întâmplă, pentru că nu este corect clauza de implementare a legii. Sau nu este suficient de explicită. Deci noi trebuie să o tratăm foarte, foarte clar. Pentru că la noi autoritatea citește legea ironat sau subiectiv. Vreau să spun că să menționez faptul că ceea ce avem noi în acest proiect este un material foarte bun. Foarte bun din punct de vedere a mai multor specialiști în domeniul nostru. Nu spun de publicitate politică.
Deci expert e domnul Râpcă. Deci în domeniul nostru este un material foarte bun. Cum unele nuanțe? Să fim un pic mai drastici, pentru că eu cunosc acest proiect de 4 ani de zile. Și eu l-am acceptat și l-am acceptat fără niciun fel de observație atunci. Dar au trecut 4 ani de zile și cotele corupției au ajuns niște niveluri care ne-am mai văzut până acum. Înțelegeți? Și din cauza asta trebuie legea să fie mult mai dură în privința faptului lichidării posibilităților de corupție. Mai ales în ceea ce ține de outdoor, riscuri de corupție și de suprapune și de înțelegere și de conflict cu acheleurile, ele sunt cumva înscris în afacerea asta după mine. Numai câte proiecte fantasmagorii și corupționare a inventat Ciobanu în timp de 2 ani, cred, primar. Domnul Râpcă, vedeți să interveniți tare. Cineva tot încearcă să... Tot încearcă, dacă... Apăsați microfonul și... Ok, dar eu cred că ascultăm pe măsfășit, dar și pe eu încearcă. Cum spuneți, dar de fapt de mult vreți să interveniți tare? Scuzați, domnule. La ultimele consultări... Sunt Octavian Hanganu, director comercial Casa Media. La ultimele discuții publice despre acest proiect de lege, noi am venit cu multe, eu, colegii mei, am venit cu multe propuneri, din păcate ele nu au fost ascultate și nu au intrat în acest... Și eu am să încerc, pe scurt, să nu vă răpesc din timp, să mă expun despre acest proiect de lege, care real s-a lucrat foarte mult la el. Și intențiile sunt foarte nobile, dar nu întotdeauna ele ajung la un bun sfârșit prin practica legislativă. Deci, prima ce vreau să spun, deci este un proiect foarte bun pentru publicitate exterioară. Și domnul Sacincu are absolut dreptate. Este un proiect, de fapt, de lege de publicitate exterioară, dar nu de altă publicitate. Și vă spun și de ce. La publicitate exterioară. Apare punctul de adoptare tacită autorizației în 20 de zile, care este principalul flagel al corupției, fiindcă toate autorizările și la posturi TV și așa mai departe se fac prin autorizare tacită, dumneavoastră știți cum asta. Cineva a plecat în concediu și pe urmă, peste 20 de zile, organizația de stat a uitat să dea un răspuns și autorizarea este primită, nu doar în outdoor. Asta se întâmplă peste tot. De-aia, principiul de autorizare tacită, eu cred că nu își are loc în lege. În oarecare lege, nu doar în legea publicității. Lipsa responsabilității pentru publicitate prin retragerea autorizației. Deci, în cazul outdoor, e scris expres în punct că operatorul de outdoor nu poate răspunde pentru publicitatea care este. Ce se întâmplă cu publicitatea TV sau radio? Dacă apare o publicitate TV neautorizată sau nu știu, care nu-i, sau greșeală ortografică sau nu știu ce, CEAO poate să dea 3 preveniri, să fie penalizare, să fie extras posibilitatea de a plasa publicitate și până la pierderea licenței. În cazul outdoor-ului, asta nu-i. Posibilitatea de a schimba tipul de afișaj accidental a apărut. Posibilitatea de a schimba tipul de afișaj fără, poate fi făcută fără a preveni. Deci păstrez suprafața, tipul afișajului nu e specificat în lege. E o greșeală sau e cu intenție, nu se știe. Apoi, accidental din lege, dacă o să fiți atent, au dispărut cerințele pentru dispozitivele între 12 metri și 20 de metri. Deci toate sunt reglementate până la 12 metri și de la 20 de metri în sus. Între 12 și 20, dar cele mai multe suprafețe în billboardurile 18 metri, au dispărut din lege. A apărut foarte frumos intenție de a pune un pilon pentru construcția outdoor-ului la 80 cm de carosabil. Foarte interesant o să arăt piloanele pentru borduri la 80 cm de carosabil. În punctul cu... Asta în proiectul de lege. Cu 80 de centimetri? Nu, sau... e indicat expres, 80 de centimetri. Da, faci să vreți, rog, la... Liber! Care? Pe ONU? Publicitate externă, asta e articolul. Articol 36. Asta e punctul cu dintre 12 și 20. Articolul 36, pagina 31 la proiectul dumneavoastră, puteți să vă uitați. Articolul 36, în punctul 2, regulament cu privire la publicitate exterioară, sunt stabilite cerințe privind distanța minimă dintre dispozițiile publicitare fixe amplasate, bla bla bla, punctul 1. Suprafața mai mică de 12 metri, punctul 2, între 20 și 35.
Mai departe, punctul 5. În intravilanul localităților, distanța minimă dintre carosabil și pilonul dispozitivului publicitar fix este de 0,8 metri. Deci minim. Da, deci nu poate fi 0. Nu obligatoriu. Înainte nu era 8. Înainte nu era 80 cm. Și dumneavoastră nu era nimic. Stați-mă, eu nu v-am întrerupt, bine? Nu vă supărați, dați-mi voi, eu am să mă expun, dar după aia putem să discutăm. Eu doar expun părerea, eu nu... Eu am spus, este o lege foarte bună și argumentez din ce cauză. Mai departe, nu era nimic. Până amul era 2 metri. Domnul nu se ocupă de panotaj și noi acum sustragem atenția de la producția televizată și ne ducem în outdoor. Stați că eu n-am ajuns nici la asta. Dați-mi voi, eu am să mă expun până la cap, eu nu m-am întrerupt. A apărut reglementarea publicității interioare, deși e capitolul de publicitare exterioară. Tot în publicitatea exterioară se reglementează și publicitatea interioară. Cred că e o greșeală. Acum, ce ține de publicitatea politică? În acest proiect a apărut așa o chestie foarte interesantă, că dacă înainte publicitatea politică nu putea fi efectuată prin intermediere, adică de publicitatea politică nu putea să se ocupe agențiile de publicitate, casele de vânzări, etc., dar doar posturile la direct, deci doar furnizorul la direct putea să se ocupe de publicitate politică, în cadrul acestui proiect a apărut posibilitatea ca în perioada publicitatea politică poate fi intermediată de către agențiile de publicitate și casele de vânzări. E un punct care trebuie discutat, fiindcă în asemenea cazuri pot apărea diferite chestii netransparente ce ține de publicitatea politică, fiindcă... Dar cum ele apar netransparente? În momentul când apare așa numit intermediar între plata de la furnizorul de publicitate până la difuzor, acolo pot apărea extra marjă, bani, dacă înțelegeți despre ce eu vorbesc. Când plata nu e la directă, de la partid la post TV, când e plata la direct, acolo nu poate fi ascunsă nicio tranzacție, nimic. Când plata are loc printr-un intermediar, întotdeauna apar posibilități de trișare, de ascundere de venituri și așa mai departe. Deci publicitatea politică. Dați mai concret atât trișarea, pentru că eu nu înțeleg. Agenția își are rostul, pentru că în TV sunt 10 posturi TV. În outdoor, un partid poate să contracteze 72 de operatori. Cum vă imaginați că un partid o să constracteze într-o perioadă fierbinte electorală 72 de operatori, da, 20 ceva în Chișinău și 40 în regiuni? Da, să nu înțeleg. Și o să administreze toată asta. Iată ce să are în vedere. Și asta cum se face? Nu se face. Nu sunt potriva acestui punct. Eu vă spun doar că apare această posibilitate. Vorbiți că apare posibilitatea. De ce? Cum vă explicați? Eu nu văd. Spuneți că apare posibilitatea. Articol? Nu, eu înțeleg, dar însăși de la faptul că ai un actor. Nici dacă eu nu văd cum asta deodată generează, nu știu, care este esența suspiciunilor? Nu înțeleg. Vreau că se vorbește. Nu, ea creează această schimbare. A apărut această schimbare. Asta trebuie să o gândiți. Chestia asta este și acum, prin Octavian. Expres, prin lege. Lucrul ăsta și acum se întâmplă. Cum asta creează risc de, nu știu cum, corupție politică? Eu asta vreau să înțeleg. Nu corupție politică. Eu n-am zis corupție politică. Eu am zis corupție financiară. Da, transparență financiară, da, fiindcă apare un intermediar între. Cheltuielile strasate și nu contează, poți să meargă pe la 4 actori până ajunge la... Eu doar v-am atenționat că a apărut această schimbare, nu că e o problemă, a apărut această schimbare, să fim atenți la această schimbare, ea ulterior poate crea, da, poate crea, asta nu înseamnă că ea creează. Poate crea. Noi vrem să o înțelegem ca să o adresăm. Adică, haideți să înțelegem cum anume, să manifestă riscul ăsta. Înainte plățile de la partide, să le spunem, la mijloacele mass media, de loc, la direct, acum va exista posibilitatea să nu existe doar plăți la direct. Și să meargă prin... Prin agenții, agenți, și acum agenți, nu doar agenții. Această schimbare, eu vreau să înțeleg care este riscul și noi putem să-l adresăm. Dacă el este un risc real, înseamnă că noi trebuie să discutăm despre el și să vedem... Unicul risc real aici, că partidul eventual va plăti mai scump acest serviciu pentru că o să plătească un serviciu de mentenanță inteligentă a agenției. Lucrul ăsta se întâmplă din anul 2007
pentru că interdicția de a lucra cu furnizorul este doar la TV și radio. Asta este în codul ce a stipulat că merge. Panotajul se contractează prin agenții. Pentru că panotajul, să presupunem, Telecom tot are suprafețe de panouri. Ei nu vând la direct. Sau orice alt agent economic are anvelope și are panou. El nu îl vinde la direct, el îl vinde prin agenții. Și la ziua de azi asta nu este o noutate. Ea poate fi interzisă, dar nu trebuie de spus că asta n-a fost până acum și acum e ceva nou. Deci electoralele până în ziua de azi, panotajul s-a contractat inclusiv prin agenții, toate partidele. Nu vorbesc de panotaj. Eu doar vorbesc de schimbare din proiectul legii față de azi. Dați-mi voie să-mi termin. Vorbiți despre panotaj, cum nu despre panotaj? Această schimbare a apărut în acest... De da. Corupție și așa mai departe. Nu de corupție, de lipsă de transparență. Adică... Haideți să asigurăm lipsa de... Să asigurăm transparența. Dar dumneavoastră aveți îndoieli atunci când sunt prevederi foarte clare. Cine poate face un contract pentru publicitate? La care sunt agenții sau participanții la proces? Dacă se stipulează lucrurile foarte clar, atunci care sunt riscurile? Se excludem intermediarii, adică din lege. Dacă doriți să existe intermediari, ei aici au apărut. Eu doar asta am spus. Nu mă înțelegeți greșit. Eu sunt intermediar și eu cu mare plăcere aș beneficia de acest punct. Eu doar vă să atenționez că el este. Bine, există sau nu există, eu nu cred că noi avem o preferință. Noi, pur și simplu, vrem o piață clară, transparentă, okay. Și distanță și așa mai departe. Și acum, dacă spuneți că există risc de lipsă de transparență de la apariția intermediarilor, atunci noi vrem să discutăm asta. Pentru că anterior asta era un risc. El nu se referă la publicitatea exterioară. La publicitatea exterioară el în general niciodată nu a existat. Dați-mi voie să termin punctele. Da. Eu nu v-am oprit niciodată. Da, deci publicitatea obligativă. Apare un punct foarte interesant aici. În lege la publicitate politică, obligativitatea de a difuza publicitatea politică în perioada extraelectorală de către difuzori. Adică, asta cum ar arăta? Pe unele timpuri, când cineva ar obliga un post să-i fie difuzat publicitatea. Mai faci referință la articolul? La punct, cu plăcere. Publicitatea politică. Pagina 12. Asta e articolul 11, punctul 4. Inclusiv în condițiile în care contractul de difuzare publică, adică nu răspunde în condițiile care e scris, dar în restul cazurilor răspunde. Deci e o formulare foarte frumoasă. Înțelegeți despre ce? Încerc o să-mi spuneți și mie, vă rog, când să mă implic, pentru că eu am impresia că am venit aici stac. N-ați luat cuvântul, ce eu n-am voie să-mi expun sau nu vă supărați. Eu da, cu plăcere, eu doar vă arăt niște momente. Deci, încă o dată. În cazul refuzului de a difuza publicitatea politică în perioada extraelectorală, se referă, difuzorul de publicitate nu răspunde pentru prejudiciile materiale și sau morale cauzate, prejudicii morale cauzate, virgulă, inclusiv în condițiile în care contractul de difuzare publicității politice a fost semnat de către părți contractate în formă scrisă, în următoarele cazuri, sunt enumerate cazurile când nu răspunde, ceea ce înseamnă că în restul cazurilor, care aici nu sunt enumerate, răspunde. Ați înțeles la ce mă refer? Doamne, că vreți să interveniți acum? Da, în primul rând, stimați colegi, eu particip nu la prima dezbatere, emoții au fost, sunt și vor fi. Vă rog foarte mult să discutăm proiectul de lege și mai puțin să acordăm atenție emoțiilor, ceea ce încerc să fac și eu. Au fost înaintate mai multe propuneri, ar trebui să pornesc cu codul fiscal, nu știu de la ce moment să mă pornesc. Cred că trebuie să ajung la sfârșit. Stimați colegi de discuții, este într-adevăr un domeniu cu un grad de complexitate înalt. Probleme sunt foarte multe și nu o să le rezolvăm prin acest proiect de lege pe toate. 1. Orice modificări la codul fiscal, spuneam 3-4 ani în urmă și ați fost de acord și atunci cu dumneavoastră și eu vă înțeleg foarte bine astăzi, ridicați o problemă care vă doare și avem multe probleme care dor.
dar am zis și atunci, orice modificare în ceea ce privește fiscalitatea ține de înalt preasfinția sa, codul fiscal. Dacă nu este modificat codul fiscal, nu are nicio valoare juridică. Eu am lucrat la proiectul legii cu privire la publicitate, fapt pentru care avem aici un articol. Tot ce ține de fiscalitate ține de codul fiscal. O să ridicați problema și în continuare, pentru că trebuie să ajungem și aici și, într-adevăr, difuzarea publicității sociale, mesajelor de interes public, este nu numai obligația dumneavoastră, dar și a statului. Nu este normal când dumneavoastră difuzați gratuit publicitate socială și achitați taxa. Nu e normal că numai postul dumneavoastră și încă câteva difuzează mesaj de interes public, iar celelalte le ignoră complet. Pe de altă parte, nu este normal ca statul să ceară, să cerșească, mai exact, difuzarea gratuită a mesajelor de interes public. Statul trebuie să vină ca un partener egal în promovarea interesului public. Este o problemă care doare și la care va trebui să ajungem. Stimați colegi de discuții, mulțumesc tuturor celor care s-au implicat cu această publicitate stradală și 3-4 ani în urmă mi s-a reproșat că această publicitate stradală ocupă un loc central. Mersi celor care s-au implicat la elaborarea acestui capitol alături de mine și avem ceva care dumneavoastră criticați că este prea mult, dar fără implicarea celor din outdoor nu aveam să avem un capitol atât de bun. Spuneți că este o lege a publicității outdoor, mă bucur, pentru că este o laudă neașteptată pentru mine. Înseamnă că am reușit ceva. Domnule Osacenko, domnule Hangano, dacă nu greșesc numele dumneavoastră, haideți să lucrăm așa cum am lucrat 3-4 ani în urmă, avem discuții publice și vă rog foarte mult să trimiteți mesaje electronice cu toate propunerile pe care le avem și le discutăm aici, pentru că ulterior să ne acuzăm, asta Râmca a luat în vedere, asta nu a luat în vedere. Nu a fost nicio acuzare. Eu doar am atenționat la niște momente și mai am da, câteva, dacă îmi permiteți, mai am câteva puncte la care să trec concret și după aceea dumneavoastră o să... Haideți atunci să mă opresc la ultimul punct referitor la care ați vorbit dumneavoastră, care ține de articolul 11. Stimați colegi de discuții, 3-4 ani în urmă mi s-a reamintit o idee simplă. Râmca, aici reprezinți interesele mass media, dar nu uita că trebuie să fie niște relații contractuale. Mass media pe care o reprezinți, o reprezint eu, are și drepturi, dar are și obligații. Eu am încercat, prin acest moment pe care l-ați evocat noastră, să spun doar un lucru. Mass media nu răspunde în cazul în care, unul, a semnat contract și după aceea constată că trebuie să difuzeze ilegal publicitatea. Doi, mass media a semnat contract și constată ulterior că s-au modificat niște reglementări de la CEC și nu-i permite. Da, azi am semnat contract, ți-am promis că mâine difuzez, dar azi, seara, CEC-ul elaborează și adoptă niște reglementări. 3. Haideți să completăm acel alineat de care vorbeați dumneavoastră. Eu sunt interesat să promovez interesele mass media, dar să lăsăm și anumite responsabilități și pentru mass media. Eu reprezint mass media și pot să zic că eu tare ușor teoretic pot să-mi fac de cap, să închei contract și spun, dar știi, azi îmi place, dar mâine nu mai place. Eu nu mai difuzez. Adică trebuie să existe niște relații, poziții de egalitate. Dacă trebuie completă, vă rog să veniți cu propuneri, mă opresc aici, dacă îmi permiteți și haideți. Dacă este cazul, poate să discutăm punctual. Eu mi-am notat mai multe. Domnule Osagenco, o să revenim la acele propuneri pe care le aveți, cu termen și așa mai departe. Sunt interesat să avem un proiect cât mai bun, deocamdată mai opresc. Și încă câteva puncte care, iarăși, eu nu acuz pe nimeni, eu doar atenționez că pot exista uneori niște loc de interpretări. Mai departe, la publicitarea politică, publicitatea politică mă opresc aici. Foarte bună inițiativă de cu mesajul de interes public, ca să clasifice publicitatea socială. Întotdeauna a fost această problemă. Unicul moment care aici poate crea niște situații nu prea bune, să le spunem așa, că să nu acuz iarăși pe cineva. Există în această lege noțiunea de mesaj de interes public cu plată. Obligativitatea de a contracta există și în mesaj de interes public care a fost la publicitate socială. Mesaj de interes public și gratuit și cu plată, ambele este obligativitatea de contractare. Ok, nu e o problemă la contract.
Dar apare o întrebare. Care e diferența între mesaj de interes public cu plată față de publicitate comercială? Și aici poate fi pot apărea diferite momente și mai jos le și explic. Sunt niște excepții când difuzorii și difuzorul de publicitate poate fi, în cazul când difuzorul este și furnizor și producător, el nu este obligat să semneze niște contracte. Asta e scris într-un punct. Și în momentul ăsta apare o posibilitate, adică toate mesajele fiind gratuite sau cu plată sunt obligatorii să fie contract, în unele cazuri apare o excepție și anume atunci când difuzorul, adică un post TV este și producător și astea, el poate difuza fără contract aceste mesaje. Acum, acest difuzor privat, de bună sau de rea intenție, poate difuza mesaje de care vrea el, cum vrea el, fără contracte și pot apărea niște momente. Deci, iarăși, dacă este obligativitate de contract, ea trebuie să fie în toate cazurile, dacă ea nu este, atunci ea nu trebuie să fie. Asta e un punct. Și al doilea punct cu Consiliul privind mesajele de interes public. Acest Consiliu se creează de către Guvern, se votează de către Parlament, adică este un Consiliu care aparține Guvernării. Și acest Consiliu, citind legea, ce face el? El aprobă pe an un plan de mesaje, un plan de plasare de publicitate, din câte eu înțeleg, cu bani. Eu sunt întotdeauna de acord ca statul să susțină cu bani publicitatea socială, dar nu uitați că acest mesaj, deci haideți să vedem primul rând, statul finanțează din bugetul de stat teleradiodifuzor și îl finanțează totalmente din buget, adică cetățenii de fapt îl finanțează. Punctul 2. Din alt punct de vedere, tot statul creează un consiliu, eu l-aș numi Ministerul Adevărului, care foarte frumos, pe un an de zile, elaborează un plan de mesaje sociale, publicitate socială, care, mai departe, aceste mesaje sunt distribuite către difuzori, către posturi TV, în dependență, bineînțeles de ce. Difuzorul creează posibilitatea. Dacă difuzorul este obedient, atunci el primește această comandă. Nu este obedient, nu o primește. Este o pârghie frumoasă de a influența asupra difuzorilor. Aici trebuie să fim atenți cu chestia asta. Eu cred că cel mai simplu ar fi dacă excludem mesajele, mesaje de interes public, dacă le excludem ca privat, ca cu plată, ele nu o să fie în lege. Deci noi o să avem, este mesaj de interes public doar gratuit, dacă el nu e gratuit, el este publicitate comercială și se reglementează conform publicității comerciale. În acest caz dispare posibilitatea. Consiliul rămâne, el creează un plan de publicitate, de un plan pentru publicitatea asta socială, să-i spunem așa, anuală, o difuzează gratuit ca cu titlul de recomandare cum există și acum și totul e ok și dispare această pârghie. Asta am vrut să vă spun la mesajele de interes public. Și ultimul punct ce ține de... Îmi cer scuze. Haideți totuși să luăm pe rând, eu nu mai țin minte toate propunerile. Haideți să încerc să răspund punctat la acest subiect. În primul rând, vă mulțumesc mult. 3 ani de zile în urmă, nimeni nu a acordat atâta atenție mesajelor de interes public. Simt că lucrurile se iau în serios și asta este foarte bine. 2. Nu am prevăzut în lege decât atât. Pot fi contraplată și mi se pare normal să ajungem în următoarei 10-20 de ani, dar măcar și 30, dar să ajungem. Să fie contraplată și statul să intervină pe piață și să plătească atunci când vrea să lupte cu violența în familie, ca exemplu, să lupte cu atitudinea noastră neserioasă față de curățenia în localități și nu numai, și să plătească. Am prevăzut în proiectul de lege că pot fi gratuite și contraplată. Am prevăzut doar. Ce va fi, vă spun din start. Statul în primii ani nu va vrea să dea bani, dar sunteți de acord că trebuie să ajungem ca și statul să plătească. Aici suntem de acord. 2. Am scris aici într-un articol, caut un pic mai târziu, contractarea publicității sociale, mesajelor de interes public, se face în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice. Eu nu pot acum să vin și să modific legislația în acest domeniu. Dacă nu aveți încredere în legislația în acest domeniu, poate este cazul să ne întoarcem la ea. Dar să facem acum supoziții că vor da la cei obedienți și nu numai, nu ține de un proiect de lege. Eu înțeleg că la noi foarte multe legi nu se respectă, dar eu am încercat să creez premise pentru o activitate adecvată în domeniu.
În ceea ce privește un alt moment evocat aici, mesajele de interes public, contraplată și nu numai. Eu am încercat să vin cu un mecanism prin care să spun statul trebuie să creeze acest consiliu prin care să-și facă ordine în propria ogradă. Acest Minister al Adevărului, cum l-ați numit dumneavoastră, trebuie să spună unde sunt cheltuiți banii statului sau cum trebuie să fie cel puțin direcționată fără bani activitatea în acest domeniu. Și aici trebuie guvernul să-și facă ordine iarăși în propria ogradă. Eu am încercat să creez niște premise. Dacă mai vineam cu încă 10 articole de regulări, de reglementări în acest domeniu, mă acuzați că nu-i legea publicității outdoor, dar mai glumesc și eu. Okay. Eu am încercat să creez niște premise. Cu timpul, sper, peste 10 ani, să fiu criticat că am făcut niște reglementări slabe și atunci, peste 10 ani, să avem nevoie de reglementări mult, mult mai bune. Dar haideți să ajungem acolo. Vă spun ce o să se întâmple la nivel practic. O să trebuiască ani de zile să facem presiune asupra guvernului ca să creeze în sfârșit acest Consiliu al mesajelor de interes public. Trebuie să lucrăm punctat în acest domeniu. Dacă îmi permiteți, vreau să mă întorc la publicitatea politică. Da, la ceea ce ați vorbit dumneavoastră. Nu am reacționat. Chiar aș fi bucuros dacă 3-4 ani de zile în urmă cineva mă atenționau cu privire la acest moment care ține de intermediari în domeniul publicității politice. Simplu. Am creat un capitol care ține de publicitatea politică în perioada extra-electorală. Reprezentanții politicului, partidelor politice, nu au reacționat practic nimeni la acest domeniu. Casele de publicitate, de asemenea, practic nu au reacționat la acest moment al posibilității intermedierii în domeniul politic. Vreau să zic doar atât. Știu că această intermediere există. Partidele politice vor uneori să vină la mijloc de informare în masă pe care îl reprezint eu, nu direct, dar prin cineva, eu am zis, noi nu difuzăm. Pentru că am încheiat contracte cu agenții de publicitate cărora le-am dat reduceri în cazul în care îmi prezintă un volum de publicitate anumit, nu mai puțin. Respectiv, aici beneficiază toți. Și casele de publicitate care au dreptul să placeze la mine publicitate cu un preț mai mic și partidele politice care pot beneficia de la casele de publicitate. Întrebarea rămâne în continuare și chiar aș vrea să văd reacția politicienilor, pentru că aici avem mai mulți actori pe piață. Eu înțeleg poziția noastră în ceea ce privește netransparența. Poate ar trebui să întrebăm și Comisia Electorală Centrală în acest context și partidele politice. Eu sunt sigur că vom face ordine și în acest domeniu, dar vă zic, este o primă idee pe care am auzit-o în raport cu această intermediere, o primă propunere mai exact, în privința acestei intermedieri. Eu în 2017-18 am fost acuzat de crearea unor prea multe detalii. Asta interzici. Mai las un pic mai moale, că prea multe interdicții creez. Acum văd o reacție inversă. Înțelegeți-mă în ce situații să mă aflu eu. Cineva propune mai multe interdicții, cineva mai... Haideți să găsim un consens pe parcurs, dar ideea îmi place. Mersi. Și ultimul punct, dacă permiteți. Ce ține deja de publicitatea comercială propriu-zisă? Cam întrebat, am început cu momentele mai sensibile. La publicitatea comercială, ce ține de audiovizual anume, de audio, radio, de outdoor-ul, de restul le-am discutat. Aici e foarte permisiv totul. A dispărut, și pe timpuri am avut discuții la faptul că a dispărut, aveam noi, și o avem în continuare, cred eu, o interdicție de a nu difuza publicitatea unui advertiser, adică unui client, mai mult de 2 ori pe oră, cu durată nu mai mare de 2 minute. Această interdicție există doar în Moldova, în alte țări ea nu există. Ea era utilă, poate acum deja nu mai este utilă, deși eu cred că unii, și domnul Alaiba va fi de acord că ea este utilă. Această interdicție permitea, la unele momente, în unii ani, când operatorii erau masivi ca publicitate, ei puteau să vină și să cumpere jumătate din calup publicitar. Adică tu aveai posibilitate 3 minute sau 4 minute pe oră să te uiți publicitatea la un operator mobil. Acum, dacă această limitare dispare, vei avea posibilitatea jumătate de calup publicitar să te uiți publicitatea unei loterii. Această interdicție exista cândva, acum ea a dispărut în ultimul proiect.
Eu totuși aș fi de părere să decidem cumva de comun acord. Ne trebuie nouă această pârghie sau nu ne trebuie? Da, o întrebare dacă se poate. Dar este posibilitatea ca în internet să faci același lucru? Asta e următorul punct la pentru că dacă noi o să interzicem, noi nu avem așa publicități masive, dar dacă noi o să interzicem astăzi operatorilor locali, gen radiouri, televiziuni, nu știu ce, noi și așa facem export de valută către Facebook și Google, prin interdicțiile pe piața locală, prin mărirea taxelor locale la panouri, absolut, prin interdicții televiziunilor și radiourilor, nu ne uităm la producție și așa mai departe. Și toți banii se livrează în internet. Noi toți ne bucurăm că ne băgăm în era tehnologiilor, uitându-o în lucru, că Facebook și Google nici măcar nu achită TVA aici. Deci, slava Domnului, dar de principiu, astăzi piața internetului se estimează aproximativ la 5 milioane de euro, din care dă Doamne simplu să iei măcar un milion sau două. Respectiv, toți se duc în Statele Unite. Nu am nimic împotrivă, sau în Rusia, nu am nimic împotrivă țărilor, dar vorbesc că e timpul să ajutăm și agenții economici locali, pentru că noi în raport cu ei suntem extrem de mici. Și aici, absolut dreptate aveți, și este, ne apropiem de ultimul punct. Deci, momentul cu interdicția nu mai mult de 2 ore pe 2 ore și de 2 minute, vă rog să fiți atenți la el. Îmi cer scuze, îmi dați voie să reacționați la momentul ăsta iarăși, să nu vinem cu 10 propuneri și să uităm. Într-adevăr, în proiectul de lege, inițial, nu am prevăzut nimic în acest sens, deși actuala lege prevede interdicția de difuzare pe timpul unei ore de emisii, a două publicități care vin de la operatorul de telefonie X, da? Sau oricare altceva. Această interdicție cândva avea o logică. Eu am încercat să scap de ea. La un moment, în comisia de profil, atunci în 2018, câțiva deputați s-au pus în discuție public acest subiect, respectiv am impus întâi o normă care prevedea ceea ce prevede legea în vigoare și la un moment am găsit această soluție pe care o avem astăzi în lege. Dacă vrem interdicții la același produs pe parcursul unei ore de emisie, haideți să stabilim în cealaltă lege, în codul serviciilor media audiovizuale și să ne oprim la ceea ce avem aici. De acord total, dar este inutil această formulare deoarece sunt de acord. În această lege deja e scris că codul prevalează aceste legi, deci nu mai trebuie să mai specificăm. Ideea era că codul a fost primit înainte de această lege și din cod ea nu este și în lege ea tot nu. Deci noi respectiv o pierdem. Ceea ce n-am avut o pârghie ca să nu existe niște situații abuzive, ea dispare. Ok. Bine, asta nu contează. Vă mulțumesc că m-ați înțeles. Normal. Și acum ultimul punct ce ține de punctul cel mai important, e publicitatea online, digitală, care noi am încercat să dezvoltăm acel punct cu domnul Eugen Rybka, dar și în continuare el deja este depășit în 2 ani de zile. Deoarece au apărut multe alte, au apărut publicitate prin mesagerii, care nu este acolo, nicicum nu apare. Dar, în general, tot ce ține și colegii mei și din Aldor au spus corect, absolut. Deci piața online nu este deloc, online, digitală, numiți-o cum doriți, nu este deloc reglementată, nici prin codul audiovizual, expres e scris că ea nu este reglementată, nici de legea publicității. Deci piața publicității online nu este reglementată nici într-un fel. Am avut o propunere să folosim interdicția publicității penetrante. Mm-hmm. Și a fost o discuție destul de mare. Noțiunea de publicitate penetrantă, cum este în lege, permite într-un fel să obligi Google-ul și Facebook-ul să îndrepte fluxurile financiare către producătorii de conținut în internet autohtoni. Dacă ea va fi... Cer scuze, oferiți-vă rog un exemplu, pentru că multă lume nu înțelege despre ce este vorba. Deci este un punct foarte bun. Cer scuze, exemplu. Pasta de dinți, care este obiect al publicității, își face publicitate în internet. Plătește în Statele Unite, dar intră pe site-ul med.md, med1.md, site-urile noastre. Și o plasează prin Google, publicitatea aici. Este plătită acolo, dar o vedem noi aici, pentru că ei, pentru dânșii, ca exemplu, pot nici nu o dea. Ei o dau special pentru publicul de aici, din Republica Moldova, pe site-urile pe care le aleg și așa mai departe. Deci, aici, ideea cu publicitatea penetrantă era în momentul în care oricine din America, de unde n-ar da publicitate, fiind interesat de consumatorii din Moldova, arătându-le publicitatea asta prin online,
consumatorilor din Moldova, ei pot să o publice doar în conținutul produs în Republica Moldova. Deci, în formularea actuală, această lege va lucra în felul ăsta și este foarte bună reglementare pentru însusținerea producătorilor de conținut autohton. Noi vorbim de blogeri, de tot, influenceri și așa mai departe, inclusiv de toți care publică conținut în YouTube și în rest. Deci, în momentul în care această lege începe să funcționeze, noi cu 2 ani în urmă glumeam că Google-ul și Apple-ul nu o să atragă atenția la asta, dar după ce noi asta ați introdus TVA-ul, noi am văzut că noi plătim. Și deci funcționează. Google-ul și Apple ascultă de legea din Republica Moldova și Facebook-ul și cu această lege, într-un fel, noi vom redirecționa toate fluxurile financiare care a publicității din Moldova, le vom direcționa cât producătorul de conținut din Moldova. Asta va fi bine. Dar, în general, articolul de publicitate online trebuie să fie foarte bine dezvoltat și cred că experiența dumneavoastră e mult mai mare în asta, chiar ca a mea. Trebuie de făcut un articol, un capitol mai mare pentru publicitatea digitală, fiindcă iarăși el nu este reglementat de nimic și nu este fair, deoarece se primește. Publicitatea TV, radio este reglementat foarte strict, Consiliul Concurenței urmărește, CEA urmărește, toți urmăresc, totul e bine. Outdoor tot este urmărit de toți, Consiliul Concurenței, de primării, de autorități locale, de toți, tot e reglementat. Când ajungem în digital, în online, acolo nu e nicio reglementare. Publicitatea politică poate să plaseze cum dorește, când dorește, și așa mai departe, și așa mai departe. Deci absolut nu e nicio reglementare, dar nu uităm, online-ul este mass media totuși. Și dacă trebuie să fie un capitol aparte. Și în felul ăsta o să fie, da, de fapt proiectul este un proiect foarte bun, ani de zile s-a lucrat la el. Deci doar trebuie de atras în atenție la niște momente. Da, neapărat o să ținem cont de cât mai multe opinii care vin chiar și acum, ca să fie în procesul de finalizare și de deja înregistrarea proiectului. Poate Mila cât de mult vrea să intervină. Da, foarte pe scurt, eu vreau să atrag atenția la o noțiune din acest proiect de lege care vizează foarte mult subiecte, eu aș spune mii de subiecte, este vorba de firmă și noi pentru prima dată vedem reglementarea la nivel de lege acestei noțiuni. Evident că această noțiune a apărut prin reglementările autorităților publice locale. Noi când am comentat proiectul de lege 2 ani în urmă, cumva nu am atras atenția și nu am calculat impactul de implementare acestei noi noțiuni până nu am intrat în negocieri din ultimii 2 ani cu municipiul, cu primăria municipiului Chișinău, în discuțiile pe proiectul regulamentului ce ține de publicitate exterioară, unde au apărut și reglementări care țin de firmă. În acel moment ne-am dat seama că la definiție și la nivel local, în primul rând s-a încercat să fie definită noțiunea de firmă, într-al doilea rând s-a încercat să se dezvolte reglementări cu privire la modul de autorizare a acestei firme, și anume amplasarea pe fațada clădirii, materialele din care este efectuat modul de iluminare și tot așa mai departe. Deci când am participat la aceste discuții, ne-am dat seama că și lucru care este confirmat de cel puțin Autoritatea Publică Locală Chișinău, că 70% de agenții economici la moment nu autorizează asemenea dispozitive publicitare, fiindcă în legea cu privire la publicitate actuală, asemenea reglementare nu există, ba mai mult ca atât. Nu este investită autoritatea publică locală de a autoriza dispozitivul care include logo-ul, tipul de activitate, programul de lucru și tot așa mai departe. Ceea ce pentru noi înseamnă că după ce introducem această reglementare și după ce doar firmele cu dimensiunea de un metru pătrat nu se vor considera publicitate, iar restul firmelor se vor considera dispozitiv publicitar și vor veni la autorizare în mod obligatoriu la primăria Chișinău, avem o mare temere despre capacitatea primăriei de a autoriza aceste dispozitive. Mai mult ca atât, noi considerăm că imediat la nivelul de regulamentele propriu, autoritatea publică locală va elabora și alte norme, alte reglementări pentru a defini modul de autorizare a acestor dispozitive. Și atunci presupunem că va exista o problemă pentru absolut toți agenții economici care într-o formă sau alta au un asemenea dispozitiv la locul lor de activitate. De aceea, probabil că trebuie să ne gândim la un termen de tranziție pentru implementarea acestei norme. Iarăși noi vorbim și
de companii care execută aceste dispozitive de publicitate, aceste firme, da? Și care, deci, practic, majoritatea agenților economici cred că vor fi în situația să-și autorizeze dispozitivele, fie să-și le schimbe, să-și le facă doar de un metru, lucru salutabil. Noi vrem ca orașul nostru să arate estetic, nu neapărat că dispozitivele trebuie să fie foarte masive, colorate, pestrițe și tot așa mai departe. Așa cum este acum, în același timp noi înțelegem că pentru anumiți agenți economici, în special rețelele, este o investiție mare aceste dispozitive publicitare. Ei va trebui să le autorizeze, ok, să le autorizeze, dar să fie aceasta într-un mod cumva previzibil, confortabil pentru ei și să aibă suficientă perioadă de tranziție ca să o facă. Noi am făcut o estimare, iată, la ceea ce zice Mila. Tranziția regulamentului Chișinău presupunea 6 luni. Deci, în 6 luni, 10.000 de agenți economici trebuia să-și schimbe firmele și asta presupunea în jur de 500, aproape 600 de milioane de lei în 10 luni, în jumătate de an. Deci, în primul rând, fizic, asta nu era... Deci, nimeni nu putea să producă atâtea firme. Într-a doilea rând, mai era și perioada agravată a pandemiei. Deci, de asta ziceam, tranziția este foarte importantă, pentru că Mila are dreptate, trebuie de făcut regulă, dar noi era să facem un colaps banal în Chișinău, număram, nu erau suficiente autoturnuri. Deci nu erau să reușească să lucreze. Sau Chișinău se transforma într-un șantier complex, când toate magazinele urmau să-și schimbe pentru că au doar 6 luni. Cam asta era la modul practic. Eu așa înțeleg. Vă dați seama, dacă vorbim de, nu știu, vorbim de Linela, are 100 de unități sau 80 în Chișinău, ei urmau, nu erau să-și le scoată, ei urmau să-și le reproducă. Acum imaginați-vă, ei produc 100, numărul 1, 20 și tot așa, tot așa, tot așa, Orange, Molțel, toți. Nu. Bine. Noi vorbim, această reglementare o să se referă absolut la tot. Deci, noastră aveți în vedere că mecanismul pe care îl știți acum e că toate cele actuale trebuie scoase și autorizate, pentru că nu neapărat așa. Nu, poți să le autorizezi cele prezente, exact, corect? Exact. Noi le citim, noi normal citim. Cer scuze, îmi permiteți. Într-adevăr, și cu aceste firme am avut multe discuții. Despre ce este vorba? Despre faptul că în toată lumea, orice agent economic își poate plasa informația despre sine la intrare și așa mai departe. Sau la intrarea în bloc, anunțând că la etajul 3 ne aflăm sau undeva. Numai că ați sesizat și dumneavoastră. Unii amplasează o informație mică, așa cum este la intrarea în Parlament, suficientă de altfel, alții, s-au menționat deja magazine, plasează 4-5 metri. Ideea noastră inițială a fost, plătiți oameni buni, asta e publicitate. Avem nevoie de un buget local, da, sustenabil, da. Plătiți, nimeni nu vă obligă, nimeni nu vă obligă prin acest proiect de lege. Să le scoateți, să le schimbați. Este mai mult de 1,5 metri, decide singur. Îl păstrezi, acest panou care nu mai este firmă, și plătești cât e mai mult de 1,5 metri. Perioada de tranziție, în proiectul de lege, am prevăzut în unul dintre ultimele articole, eu am pus, pentru că îmi place termenul de 6 luni, dar am fost convins, plasez. Prezenta legii intră în vigoare la expirarea 9 luni de la publicarea în Monitor Oficial. După aceea mai avem încă 3-6 luni, încă 9 luni. Eu mă tem că termenele astea o să fie micșorate, dar avem deja termeni de tranziție foarte bune. 1. 2. Este problema agentului economic să decide singur, plătește impozitul local pentru o publicitate, păstrându-și aceste panouri extraordinar de mari, sau își demontează și plasează 1 metru pătrat. Dar termen de prescripție, repet, este. În ceea ce privește firmele. Dacă îmi permiteți, vreau să intervin și să vă rog în continuare. Mi-am mai amintit două. Da? Da. Altceva? Deci, termenul acesta cel mai bine se estimează. Da. Astfel de termen se estimează după discuții cu autoritatea publică locală. Noi trebuie să vedem capacitatea lor. La momentul actual, pe când după informațiile primăriei, doar 30% autorizează aceste dispozitive, da? Cele 70% nu le autorizează, fiindcă consideră că legea actuală nu îi obligă să facă acest lucru. Primăria emite autorizație
cam timp de un an de zile. Câteodată unii o așteaptă. Deci capacitatea primăriei de a procesa setul de acte pentru autorizarea dispozitivului este una foarte redusă. De ce? Nu e o problemă pentru agentul economic să plătească această taxă. Toți agenții economici, bine mersi, o plătesc. Este problema de propriu zis procesul de depunere a actului și obținere de autorizație, că ei rămân într-un câmp ilegal de activitate cu acest dispozitiv, unul la mână, doi la mână, un risc pe care noi îl vedem, dar care credem că este manageable, cum se spune la noi, este evident dezvoltarea de către APL, orice APL, a normelor proprii de autorizare. Deci unii o să vrei ca în anumite condiții să fie amplasate aceste dispozitive, de o anumită culoare, într-un anumit material. Și atunci tu, da, iată în acest caz, tu într-adevăr va trebui, dacă vrei să-ți autorizezi dispozitivul, să te conformezi la aceste norme și să schimbi acest dispozitiv, să-ți pui altul decât pe acel, decât formula simplă de a-l autoriza pe asta care există. De ce noi cerem undeva cred că mai mult de un an o perioadă de tranziție. În același timp, noi nu putem să mânăm la infinit din cauza lipsei de capacitate a primăriei sau noi deja suntem în discuții, deja pot să înceapă pregătirea. Poate gradual. Să va apărea capacitatea la primărie, eu nu pot nici niciodată. Dacă le dai un an, capacitatea tot nu o să apară. Sub presiune și sub... Poate gradual. Poate dispozitive mai mari în termen mai scurt și dispozitive mai mici în teren. Deci asta este ca o sugestie. În sfârșit am înțeles despre ce vorbiți dumneavoastră, despre faptul că în dispoziții finale și tranzitorii trebuie să scriem ceva de genul, foarte simplu. Cei care au deja firme mai mari de un metru pătrat, timp de 2 ani de zile cer autorizare de la primărie, dar încep să plătească impozitul local din ziua intrării în vigoare a legii. Cu atât mai bine. Exact, asta trebuie de indicat, pentru că atunci când noi lucram la regulamentul local pe Chișinău, primăria are niște regulamente, câte documente poate procesa o echipă sau o direcție. Și dacă urma ca după ieșirea regulamentului Chișinăului, nu vorbesc de lege, să autorizeze firmele, ei trebuiau să autorizeze firmele vreo 5-6 ani de zile. Pur fizic, pentru că 6 oameni acolo, era declarat că 6 oameni pot atâtea documente procesa și era să intrăm într-un colaps, că într-un fel agenții economici încalcă, pentru că poliția vine imediat după intrarea în vigoare a legii și amendează pentru că el nu are autorizație, dar el a depus cerere și iată, toată chestia asta aduce la un colaps. Da, mulțumesc. Colegi, mai avem 5 minute ca să nu reținem prea mult sala. Poate cineva mai vrea să intervină, domnul. Dacă dorești cineva să intervină, sunt de acord să las cuvântul următoarelor persoane care doresc să intervină. Nu, nu o să vin, dar o singură întrebare. Clarificațiile, vă rog, încă o dată. Care este modalitatea de lucru mai departe asupra acestei legi? Ce facem? Mai aveți nevoie de serviciile noastre. Absolut. Cum se va desfășura treaba? Asta este un proces nou. Noi intenționăm să înregistrăm un proiect avansat de lege săptămâna asta, după care el intră în procedură normală, sperăm noi mai accelerată, pentru că într-adevăr au fost atâtea consultări că trebuie pur și simplu să luăm deja o decizie în sfârșit. Merge avizare în comisii, avizare la guvern, aviz CNA și votat în prima și a doua lectură. Deci eu cred și sper că noi toamna asta, în sesiunea asta, să avem votat proiectul în ambele lecturi, conform regulamentului, fără tăiat colțuri. În același timp, cred că o să mai avem ședințe de consultare. Da, o să mai discutăm mai punctual și așa mai departe. Asta e doar prima conversație. Deci, în ce privește efortul nostru comun, eu aș prefera să zic așa, efortul nostru comun în loc de servicii dintr-o parte și din alta, noi am apreciat foarte mult dacă dumneavoastră acum parte din contribuții deja am văzut că le puteți face în scris, deci ar trebui să parvină către noi. Această parte de consultare a inițiativei, deși au fost foarte multe discuții, dar ca proces, noi am vrea să venim în momentul înregistrării proiectului deja cu anumite elemente sugerate de dumneavoastră introduse, da? Deci ca să fie mai puțin
acel timp de discuții care urmează deja în procedura de după înregistrarea inițiativei legislative. Deci după înregistrare, evident că în afară de partea de avizare, în măsura necesităților, se fac în continuare... Ce termeni? Despre ce vorbim noi? De o zi, două, de câte zile? Haideți să stabilim împreună. Noi am vrea să înregistrăm proiectul pe cât se poate mai repede. Deci, dacă avem deja niște contribuții sugerate, domnul Râpca o să analizeze și vedem... Eu propun așa, mai așteptăm contribuții în scris două zile suficient? Cred că două zile, asta e maxim ce putem, pentru că e marți. Joi noi finalizăm, mai citim o dată proiect împreună cu doamna Sagaidac, doamna Râpca, și vineri îl înregistrăm. Te-ai scris așa? Ținând cont de sugestiile care au apărut și azi la această masă. Eventual, eu pot lucra cu propunerile pe care le înaintați astăzi, după ce se înregistrează proiectul. Lucrez doar cu acele propuneri care vin de la comisie. Eu nu mai am atribuții, să zic, de decizie în raport cu proiectul înregistrat în Parlament. Din acest considerent, vă rog, dacă sunt propuneri, vă rog să le înaintați în formă scrisă. Urmează să le examinăm. După ce se înregistrează proiectul în Parlament, eu voi lucra cu aceste propuneri doar în măsura în care sunt solicitat eventual de comisie. Dacă nu sunt solicitat, eu nu mai pot face după asta nimic. Vor mai fi discuții cu siguranță. Avem multe discutat în legătură cu domeniul publicității. Eu mi-aș dori să mergem cu propunerile de esență. Vă zic ca exemplu, noi avem un capitol care se numește difuzarea publicității. În acest capitol avem publicitatea interioară, după asta merge publicitatea exterioară. Noi putem discuta mult, e la locul lui articolul sau nu. Dumneavoastră ați remarcat un pic mai devreme că prezintă elemente periculoase în ceea ce privește coruptibilitatea, acea prevedere care prevede autoritățile de control în domeniu. Sau de aici a fost propunerea, sau din partea asta am ce spus, chiar nu mai amintesc. Nu uitați, noi avem și publicitate interzisă și care aici este numit publicitate sexistă. N-am mai inclus acolo consiliu, șcare și așa mai departe. Oricum, pe lângă astea, mai sunt și altele. Eu pot scoate acea prevedere și alte autorități ale statului. Dar asta nici nu ajută, nici nu strică, pentru că ei s-au ocupat de publicitatea sexistă și se vor ocupa în continuare. Mai bine ar fi totuși să le includem aici, să le știți și dumneavoastră cine și cu ce se ocupă. Respectiv, ceea ce vreau să zic, haideți să lucrăm constructiv cu propuneri înaintate în formă scrisă. Mersi. Mulțumim foarte mult! Asta este prima conversație, cum am spus. Aha, am înțeles. Eu vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că prima dată văd în această clădire asemenea ochi inteligenți și atâta dorință. Nu, și atâta dorință. Dar nu vă închipuiți. Eu am avut de face cu... Вот скажите, что это за? Вот скажите, что это за?